Salutare toată lumea, numele meu este Magda și astăzi o să vă arăt cum am eu părul drept în poza asta și în asta și în asta, pentru că din câte vedeți, părul meu e drept, dar nu e atât de drept. Și acum că m-am vopsit, o să arate și mai interesant dacă o să fie drept. Și am încercat foarte mult timp placă de păr și totuși n-a dat un randament pe care mi-l doream. Așa că mi-am luat o perie roz, care e super drăguță și are 3 nivele, tot de la Babyliss, persoane cu care eu mă înțeleg foarte bine și atunci am zis ok, haide, încearcă asta de la noi și am fost mega mulțumită de rezultat, așa că vreau să vă arăt și vouă cum funcționează. Eu am pus-o pe cel mai mare nivel, din cauza că eu am părul destul de gros, cum trebuie să aștept să se încălzească. Iar acum că s-a încălzit, o să-mi îndrept părul. Ce mi se pare cel mai util e faptul că cu placa îți rămân urmele de la placă undeva aici unde ții părul, dacă nu știi să folosești produsele de păr bine, la fel cum nu știu nici eu, cum nu mă pricep la asta, atunci aici e ca și cum te-ai pieptăna și ieși o vizite mai scurte, în gen. Drept și întins în 5 minute, la modul că în 5 minute mi-am îndreptat tot părul. La fel cum dacă folosesc placa, aplic o protecție pe păr. Acum voi aplica pentru puțină strălucire a părului, pentru că acum e drept. Voi aplica o altă protecție pe păr, care este după. Și e gata. E mult mai ușor pentru că eu am părul foarte lung și să-l fac bucle sau să fac cine știe ce coafuri pe părul meu ar dura foarte mult și nici nu poți să mergi la școală cu părul tot ciufulit și nearanjat, așa că am găsit cea mai ușoară soluție. Și aveți link în descriere și dacă cumva aveți și voi o perie de păr, spuneți-mi ce coafuri vă faceți cu ea sau dacă ați învățat să faceți tricuri cu ea, la modul că poate știți să folosiți. Aș vrea să-mi spuneți cum și dacă o să vă luați peria pe care o am și eu, vreau să-mi lăsați în comentarii cum vi s-a părut și cum vă stă părul de la ea. Eu am fost Magda, acesta a fost episodul, până data viitoare,